Gucci, o să-i facem operație plastică. Cu și o să vedeți și voi ce am găsit noi ieri la balconul nostru. Sara, vii la terci? Ia o farfurie mai mare. Și... Poftă mare, Goldie! Sara, ai s-a fript. S-o muși pe Violeta? Ultimul episod din serialul Eleva bogată versus Eleva săracă. Vedeți? Ei mă exploatează și apoi redau un video că eu sunt rea. Eu sunt foarte bună, ei sunt răi. Să vezi se răzbună pe Violeta. Nu vrem să promitem, pentru că nu prea ne ținem de promisiuni. Salut! Salut! Bună dimineața! Toți încă dorm, copiii dorm, adulții s-au trezit și deja de dimineață tata face gălăgie în bucătărie. Oare ce face el acolo? Bună, Mimi! Bună, Mimi! Bună, Rio! Salut! Și tata ne gătește micul dejun pentru familia noastră mare. Uitați-vă cât terci, da? Pentru cine gătești? Pentru purcei? Da. Pentru un purcel. Pentru un purceluș. Da. Noi avem încă un animal de companie. Mare, unul mare. O cățelușă pe nume Goldie, pe care mulți dintre voi deja o cunosc. Deci noi avem grijă de ea o săptămână, atât timp cât stăpânii lui Goldie sunt plecați la mare, la odihnă. Ea nu este la noi acasă, ea este la ea acasă, însă noi gătim pentru ea mâncare și ducem, avem grijă de ea, deci îi ducem mâncare, îi ducem apă, o plimbăm și mergem de două ori pe zi la ea în vizită. Ne ziceți, vă rog frumos, iată riu al nostru. Nu vrea să zboare deja de vreo 3 săptămâni. Ori e supărat, ori care este cauza, noi nu știm. Dacă aveți papagali și ați pățit așa ceva, ne scrieți care poate fi cauza. Deci noi deschidem colivia, el nu vrea să iasă sau dacă o scoatem forțat, el vine înapoi în colivie. Gucci. Iată, acum vă zic și de Gucci ce are el. Gucci, o să-i facem operație plastică. Sună ciudat, dar așa este. O să-i facem operație plastică la nas. O să-i mărim nasul. O să fie unul lung. Deci nu. Operație plastică la nas, deoarece el nu poate respira. Sunt foarte înguste nările și din această cauză trebuie un pic să-i mărim nările. Medicul nostru acum este plecat în vacanță și când revine, cred că o să-i facem... Noi nu am știut că există așa procedură. Tu cred că o să porți așa un bandaj pe toată fața. Noi acum ne amuzăm, însă nu cred că la moment o să ne fie amuzant. Acum cât dorm copiii, noi mergem la balcon, deoarece ieri am descoperit ceva ce i-ar aduce din nou la lacrimi și noi am zis că nu zicem nimic astăzi cât ei dorm de dimineață să facem acest lucru. Acum o să vedeți și voi ce am găsit noi ieri la balconul nostru. Și acolo mai departe încă una și cam sunt de aceeași vârstă cu vrăbiuța care noi am găsit-o, care copiii au găsit-o. Cum crezi, de ce cad ele? Nu știu. Noi presupunem că ele sunt deja mari și poate sunt multe și din această cauză poate nu încap în cuib și cad jos. Sau poate sunt bolnave și din această cauză părinții le aruncă. Voi cum credeți? Care ar fi cauza? De ce cad atâtea vrăbiuțe din cuiburile lor? Și referitor la vrăbiuța care noi atunci am încercat să o salvăm, din păcate noi nu am reușit să o salvăm. Ea a trăit la noi 2 zile
și nu a supraviețuit, deci a murit. Și noi am zis că așa ceva nu filmăm, pentru că deja era prea de tot. Ea nu mânca deja ultima zi. Noi îi băgam mâncarea, îi dădeam apă, ea cu greu înghițea, adică noi o obligam să înghite, deoarece cu seringa și cu apă îi împingeam mâncarea. Dar deja înțelegeam că ea nu va supraviețui și așa și a fost. Dimineața am găsit-o deja moartă. Îi aud niște voci. Cine s-a trezit? Cine s-a trezit? Bună! Iată, valiza Violetei. Este aici lângă voi, da? Noi astăzi filmăm serialul. Trebuia să fie doar o singură serie, însă a ieșit un serial. Din serialul am adoptat o fetiță rea. Da? Cine urmărește aceste filmulețe, le-a văzut, dați like și ne scrieți cum o cheamă pe fetița rea. Dacă vă știți, dacă ne urmăriți, trebuie să știți cum o cheamă. Voi de dimineață cu bomboane, Nicolas? Hai să mergem să mâncăm ceva, un tierci. Ura! Mergi? Da? Sara, vii la tierci? Ia o farfurie mai mare. Și... Ce? Vrei de aici? Nu. Dar de unde? De aici, da vrei? Haide, farfurie și tata o să-i spun. Cheamă pe toți pentru că este mult, ajunge la toți. Sofia, să-ți spun mai mult sau mai puțin? Mai puțin. Mai puțin? Mult! Țara vrea mult. Ea a văzut că este mult și vrea mult să fie. Aici este mai mult și aici este mai puțin pentru Sofia și aceasta pentru Sara. Arată dinții. Frumoși, reparați. Da? Câte unul în rând după terci? Eu o să fiu prima. Cine după mine? Eu. Următorul? Sofia. Cască. Sofia deschide gura mare deja. Nu, ea vrea să mănânce. Zia. Sara. Sara a crezut că este chiar pentru ele. Sara este pentru gol de mâncare de câini. Watch. Watch. Nu watch, the what. Sara încă zice, de ce așa mult? Tata zice, pentru 4 zile. I-a crezut că e mâncare pentru 4 zile. I-a zis, noi ce o să mâncăm asta 4 zile? Gold o să mănânci asta 4 zile. Noi ieri am cumpărat niște hăinuțe. Aceasta i-am luat lui tata. Și aici sunt niște haine pentru mine și pentru Sofia și pentru tata. Pentru Sara, așa mări mici nu erau în acel magazin. Aceasta o să fie. Aceasta o să fie a ta? Am luat aceasta împreună cu acești pantaloni, așa ceva, tot e pentru mine, sunt pentru Sofia, aceștia posibil să fie pentru tine. Am luat cea mai mică mărime, am zis să probăm pentru Sara, iată aceștia. Iată, aceasta mi-am luat, mie este una simplă și aprinsă pentru filmări, aceasta mi-am luat mie, aceștia sunt pentru mine. Acesta este pentru tata, cu un emoji care zâmbește sau zice ca voi să dați like, da? Da. Ce? Hai spune. Chiloței. Chiloței? Da. Pentru tata? Da. De ce? Seamănă chiloți pentru tata? Da. Tata este atât de slab la noi? Iată, vedeți ce cotite face tăticul nostru și le mănâncă. Noi încă nu am mâncat niciuna, dar el deja le papăre. Unde îmi luați? Noi probăm hainele care le-am cumpărat ieri, pentru că ieri le-am cumpărat fără a le măsura. Iată, îi dăm și lui Mimi terci de la Goldie. Ia Mimi, vin aici, testează tu. Cât e de bun! E foarte gustos! Cristi, gustiți, da, mama? Da, Cristi nu este. Cristi e la mare. Mergem să o căutăm pe Goldie?
Goldie, salut! Hai să încercăm să o deschidem. Dacă reușesc, nu pot. Foarte cuminte, este un labrador foarte, foarte cuminte. Nu am auzit-o niciodată lătrând. Ia priviți câte albinuțe muncesc aici. Salut! Uite-vă ce ochi albaștri are. Bună. Bună! Eu am încercat să o deschid, dar nu am reușit. Da, copil cu forță. Goldie! Goldie! Ok, ok. Stai. Nu prea mult. Nu știu. Tu știi, tu ai hrănit-o zilele acestea. E mult. Poftă mare, Goldie! Să le pui în frigider. Vici tu. E trist aici fără Cristi? E trist, da? E liniște. Goldie! Ai mâncat? Ai băut apă? Ia, te-a pupat! Ți-a dat un pup! Te-a pupat! Culegem zmeură. Pentru că dacă noi nu o culegem, până când vin stăpânii, ea oricum se strică, se usucă. Dar eu să culeg, da? Tu nu? Îi zicem lui Goldie, papa, să fii cu minte azi. Bine? Noi să venim seara la tine. Papa. Am cules neoră. O să fii cu minte, da? Pa! Hai, Nichi! Papa. Ne spălăm pe mâini și la mâncare! La mâncare! Sara, ai s-a fript de tigaia unde, în care tata prăjea clătitele. Sara și-a băgat mânuța în tigaie și s-a fript. Poftă mare la toți! Mersi! Poftă mare! Cu urma și cu cartofi. Gustoși, Nicolas? Da! Voi ce faceți? Sigur că am poziția înainte de filmări. Da? Facem acum pauză între filmări și personajul principal ne trebuie să gătească micul dejun. Ce ați făcut voi? Ce ați făcut? Capul, s-a lovit. Te-ai lovit cu capul? Mi-a trebuit să reparăm capul. Mergem să reparăm capul? Da, e cum joacă, repară capul. Violeta, o să vă pate pe voi! Apropo, Sofie ține ură pe Violeta. Ea când... I-a luat camera. Când i-a luat camera. Când i-a luat camera, Sofie chiar trăiește toate aceste momente ca în realitate. Este foarte greu. Îi vine să o gânte. I-a luat camera, eu... Să vedeți, ea chiar se enervează. Nu că este... Rolul, dar ea chiar se enervează. Da? Da. Să ne folosești că o facem cărcăție. Iată așa. Pe Mimi, astăzi, în video, am alungat-o din odaie. Da? Iată. Pentru ca să o alung din odaie, trebuie să o fac frumoasă. Să-i spăl fundulețul, iată, l-am spălat acuși, se usucă și te alungăm din odaie, da? Te alungăm. O să muști pe Violeta? La noi, cu filmările acestea, puteți crede că noi mâncăm doar ouă prăjite, dar asta e cel mai ușor ce se prepară pentru filmări. Uleiul. Și rețeta de la Violeta. Rețeta de la Violeta, uite. E rimă. Așa, încălzim un pic uleiul. Apropo, mulți dintre voi ne scriu când o să facem următorul episod din Eleva bogată, Eleva săracă.
Noi nu vrem să promitem, pentru că de obicei dacă promitem nu reușim să realizăm ceea ce promitem, dar ne gândim totuși că săptămâna aceasta o să facem ultimul episod din serialul Eleva Bogată versus Eleva Săracă. Cum credeți? Ce o să fie? Deci care va fi conținutul acestui episod? Dacă aveți careva idei, ne scrieți în comentarii. Deci noi avem o idee, dar voi ne scrieți cum vreți să se finiseze acest serial. Și posibil să realizăm ideea voastră, mamă, mă împușcă, o împușcă pe Violeta. Unde este Sofia? Caut-o. De la Violeta, să știi! Cui ușa? Lasă. Hai bine. Stai că ai deschis acolo. Vedeți? Ei mă exploatează și apoi redau un video că eu sunt rea, dar eu doar mă răzbun pe ei. Filmările și încă nu am ieșit din rol, deci tăiem gazonul. Îmi place foarte mult, știu că de obicei bărbații fac acest lucru, dar mie îmi place foarte mult să tund gazonul. Ai meritat. Nu. Tata tunde gazonul și a dat peste o ciupeală. Wow, cât de mare! Am zis că este undeva cu... Dar de unde s-a luat? Când a reușit să crească? E bună, nu? Da. Dar când a reușit să crească? Zilele acestea nu era, nu am văzut-o. Așa mare? Așa mare, nici nu vreau să vreau să vadă. Uite, Nichi, ce ciupearcă! E ciupearcă, adevărat. Facem acuși o supă cu ea. Uai, cât e de... Sara! 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 Ia vin aici. Criboacic, criboacic. Ciupearcă, cât e ciupearcă. Sara, vedeți criboacic. Vin aici. Sunt criboacic. Haideți, făguța, să vedeți. Noi nu ne-am așteptat că așa ceva poate crește la noi. Grădină, uitați-vă cât de mare. Eu am văzut încă unul. Unde? Avea praf, pardon. A, asta este de ăștia de ploaie, se numesc ele. Praf negru înăuntru deja. Ele de obicei sunt albe. Vedeți? Acolo se rup. Rupe. Cum? De jos. Vai, cât de frumoasă este. Da. Foarte frumoasă. Sara ieri și-a vopsit unghiile. Mama, tata. Uite-o, cât de frumoasă. Dar este una, nu putem mânca. Ia uite, Nicolas. Oare cum se numește această ciupearcă? Cine știe? Abonații noștri știu sau nu? Haideți să vedem dacă abonații noștri știu. Cum se numește această ciupercă? Este căineacă. Este volan. Pip, pip, pip. Hai. Ador mirosul de ciuperci. Mirosul copilăriei. În copilărie foarte des mergeam cu tata la cules ciuperci. A strâns cu ciuperci, deci în pădure mergeam. Și culegeam multe ciupercuțe.
Iată, Nicola s-o pune la loc. S-a jucat un pic și o pune la loc. Oh, ai rupt-o? Nu-i nimic. Da, ai rupt-o, da? Să vezi, se răzbună pe Violeta. Așa, roz, ține, roz, albastru și pe bine galben. Acesta este azuro, ia gustă cu mine. Gustos? Bubblegum. Eu mi-am luat cu tata oranjada. Deci este limonada și aceasta este oranjada. Da. Nicolas vrea să se schimbe cu Sara, cu înghețată și Sara categoric nu vrea. A să fii, nu vrei? Dar asarei o vrei? Ia gustă. Poate nu e bună. Gustă, gustă. Gustă, gustă. Am ajuns și la teren de joacă, așa cum a vrut Nicolas. De obicei noi stăm în parc până se întunică, însă noi o avem pe Goldie și mergem acum să o hrănim și să-i spunem noapte bună. Nicolas o dresează pe Goldie. Hai. Goldie jos. Goldie jos. Bravo, Goldie. Bravo. Laba. Rapa. Laba, tu dai laba, bravo. E rapa. E rapa. De laba. E rapa. De laba. De rapa. E de tișcă. И поросили? Угу. Вробиутся. Еще лаейка от вробиутеля. Ну, 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 Тирок, ну. Нет, ярко в акре. А где мама? Снова? А гасит его в рыбиуте. Я? Да. Мам, где Сара? Сара, будешь помнить? Гата. Софи. Гата. Голди. Винуква. Ела сам? Голди. Я вызвал. Îngrijim un pic și de grădină, o dăm castraveții și tata udă eu, doar mă uit. Mm. Îți pare că e prea liniște? În sens că copii. Nu se aud copiii noștri. Sofia, Sara! Sofi! Niki! Oare unde sunt? Merg să-i caut. Voi împreună cu mine ajutați-mă să-i găsesc. Poate îi observați voi undeva. Intru în casă, poate au intrat și ei în casă. Sofia! Se aude Nicolas cât de bine, nu s-ar ascunde, dar Nicolas face gălăgie. Nu? Nu? Mergeați așa în liniște. Iată, Nicola zice da. Nicola zice adevărul.
Nicolas! Nicolas! Mergem? Da. Acasă? Da. Yes. Mergem acum acasă, Nicolas. Cu da. Acasă. Domoi. Nu vrei acasă? Dar unde vrei? Куда хочешь? Посмотреть котика. А, окей, bine. Deci Nicola zice că vrea să vadă pisica. Băi, m-a scos încălțăminte. Da, dar eu nici m-am uitat la încălțăminte. Eu am auzit cum voi vă șopteați, adică Nicola. Și am dat să atingeți în casă. Iată. Și atâta o ascuns-o, da? Ei s-au ascuns, însă Nicola făcea gălăgie și i-am găsit. Vecinii ne-au servit cu niște caise și atâta sarele papă. Gustoase? Mm-hmm. Papa, Goldie! Papa! Iată tata vine cu caisele. Sara a zis că sunt foarte gustoase. Da, și eu mâncat două. Și tu ai mâncat două? Dar eu nici vezi, una. Nici eu, nici Nicola. Uite, Nicola, spune-te în gură. Anul ăsta e prima oară. Anul acesta dat pentru prima dată, deci trebuie să vă puneți câte o dorință. Acum să acumulăm la acest video 10.000 de like-uri. Corect? Lasă-și pe un hit. Ok, gata. Deci, abonații trebuie să îndeplinească. Sara, dar tu ce dorință ai? Tot asta? Da sau nu? Da. Dați-mi, da. Eu vreau una. Trebuie spălate. Nu știu. Voi ați mâncat nespălate, dar ea trebuie să mă spălate. Sara a mâncat așa, din pom, murdare. Așa. Nu, e mic răște. Hai. Niște limbrici doar și gata, așa te doar limbrici. Hai cucuța. Să am pe canalul meu 1 milion de abonați. Pe canalul Sofia Show Ro. Da. 1 milion de abonați. Încă un pic. Încă un pic și o să avem. Deci, apropo, noi nu vrem să promitem, pentru că nu prea ne ținem de promisiuni, dar... Vrem să revenim, mulți ne-ați scris în comentarii de ce nu postăm pe canalul Sofia Show Ro. Noi planificăm să postăm pe acel canal, noi foarte mult ne dorim, pentru că cred că Sofia a meritat 1 milion de abonați într-atâția ani de muncă. Da, mai mult. Și voi chiar acum să intrați și pe canalul Sofiei să vă abonați. Bine? Da, încă un pic a rămas până la 1.000. Da, și facem 1 milion. Deci, noi o să muncim și o să avem butonul de aur. Și acum, cred că încheiem aici vlogul nostru. Și la tine deja este. Noi, cred că încheiem aici vlogul nostru de astăzi. Pentru că suntem obosiți, am filmat, ne-am plimbat. Încheiem vlogul, vă zicem atunci pa-pa. Așteptăm like-urile voastre și să vă abonați. Pa, pa, Goldie! Pa! Pa!